Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 134 ediție de analize economice, o ediție, o proiect comun IDIS Viitorul Previesc. Eu toate cealaltă ediție le puteți urmări pe paginile instituțiilor noastre sau pe pagina mea ioniț.md. Astăzi am dat denumirea analizei populația rămasă în primăriile din Republica Moldova. Voi începe cu un umor negru, dar cred că fără aceasta nu se poate. Am ales în luna noiembrie 898 de primari, o mai rămas un singur lucru, să găsim oameni pentru dânșii. Ori noi primarii, cam de 20 de ani, alegem aceeași număr de primari, în perioada aceasta numărul populației a scăzut enorm. Deci astăzi vreau să vorbesc câți oameni au mai rămas în țara noastră, câți primari avem și dacă le-au mai rămas oameni, că primari avem, dar oameni nu mai avem, și ce trebuie de făcut. Nu prea practic eu acest lucru, dar astăzi vreau să mulțumesc la trei instituții. Primul este Biroul Național de Statistică și voi explica din ce cauză. Doilea, Fondul Național Unit pentru Populații și al treilea, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare Moldova. De ce vreau să mulțumesc la aceste trei instituții? Din simplu motiv că analiza aceasta a fost posibilă grație datelor calitative pe care le avem noi de la Biroul Național de Statistică cu suportul Fondului Națiunilor Unite și proiectului dezvoltare elvețiană. Deci noi, Biroul Național de Statistică, acum ne oferă date destul de exacte, începând cu anul 2014, despre populația care real se află în fiecare sat. Că noi oficial avem în sate 5.000 de oameni, 6.000 de oameni, în realitate oamenii nu mai sunt acasă, sunt plecați de pisticotare, fiecare primar încearcă să spună că la dânsul sat trăiesc nu știu câți oameni, iar în realitate populația este cu mult mai micuță, doar în ultimii ani de zile, din 2015 când am avut alegeri, 2019-2023, în 8 ani de când am avut două alegeri, după 2015, la noi populația a scăzut cu 11%, iar avem raioane unde a scăzut cu 20%. Deci, practic, 10.000 de oameni au plecat din țară, iar noi continuăm să-i numărăm. Deci, astăzi voi opera cu datele populația care se află reală în țară. Aceasta este posibil din 2014 prin datele oferite de Biroul Național de Statistică. Până în 2014 facem niște estimări prin datele indirecte care le avem. Haideți să ne uităm noi. Am ales prima dată primare în 95. După asta a fost 99, 2003 și rămâi departe. 95 când am ales primare, în țară erau 3.500.000 de locuitori. Astăzi când am ales primare, în țară sunt 2.500.000 de locuitori. 1.000.000 de oameni sau mai mult de 30% din populație nu mai este în țară, dar noi continuăm mai departe să avem același număr de primari, în condiția în care populația nu mai este. Uitați-vă ce se întâmplă, dar în ultimii 8 ani de zile. De ce 8 ani de zile? Că pe perioada precedentă datele sunt inexacte, dar începând cu 2014, noi avem datele relativ exacte, niște estimări precise făcute de Biroul Național de Statistică. Și am luat raioanele. În țara noastră, în ultimii 8 ani de zile, de la scrutinul din 2015, când am avut loc alegeri și când am ales tot atâția primari, populația a scăzut în mediu cu 11,7%. Numai în patru raioane, în patru unități administrativ-teritoriale, că avem și municipii Chișinău și Bălți, populația a scăzut cu un ritm mai mic decât media națională. În Chișinău avem 0,1%. În principiu, în oraș Chișinău populația a crescut, dar prin sate a scăzut și media este -0,1%. În Găgăuzia, -3%. În municipiul Bălți, -5,8%. Taraclie, -8,4%. Restul, toate raioanele au o scădere cu mult mai mare, pe primul loc plasându-se Telenești cu 23%, pe locul 2 Cimișlia cu 23% și aici tot 23%. Și Cantimirul tot aproape 23%. Deci 23% populația doar 8 ani a scăzut, iar noi mai departe alegem tot același număr de primari. Evident că dacă vrem să facem o analiză să înțelegem ce se întâmplă, trebuie să înțelegem că în Moldova avem 55 de orașe. Că sunt micuți unele din ele, au 1000 ceva de locuitori, dar sunt orașe, avem și orașe mai mari. De aceea am considerat că să dăm la o parte orașele, că în principiu 94% din toate primăriile din Republica Moldova sunt rurale. Și atunci am vrut să văd care este mărimea medie a unei primării rurale din Republica Moldova. Am avut în 95 2490 de oameni,
În 99, deoarece am trecut la județă și am micșorat număr de primărie, am ajuns la 3490 și după aceasta, în 2003, contra reforma, ca așa o numim atunci, care ne-a dus niște costuri suplimentare, am ajuns la 2250, 2150, la alegerile trecute am avut 1880, iar la alegerile acestea 1700 de oameni. Dacă mergem tot așa, în viitorul apropiat vom avea cam 1500 de oameni în mediu, fiți atenți, în mediu, mărimea unei primării. Dar, după cum vă dați seama, media asta ce? Media e o noțiune foarte relativă. Deci am vrut să văd câte primării avem noi până la 1500 de locuitori, câte primării avem de la 1500 până la 3000, de la 3000 până la 10000 și mai mult de 10000. De ce este important lucrul acesta? Legislația Republicii Moldova prevede felul următor. Noi creăm primării, de regulă, cu o populație mai mare de 1500 de locuitori. În cazuri excepționale, se permite o primărie să fie cu o populație mai mică de 1500 de locuitori. Dar și moldovanul e excepțional. Noi toți suntem excepționali. Și în felul acesta, de la primării, în cazuri excepționale, noi am ajuns la regulă, că la noi toți sunt excepționali. Și nici nu trebuie să creeze, Parlamentul nici nu trebuia să creeze primării, pur și simplu a scăzut numărul populației. Uitați-vă, în 2015, noi am avut 361 de primării cu o populație mai mică de 1500 de locuitori. Primării de la 1500 până la 3000, am luat 3000 deoarece acum îți propune amalgamarea să fie de la 300 în sus, avem 353 de primării. De la 3.000 până la 10.000, 158 de primării și mai mult de 10.000 erau doar 26 de primării. Fără ca Parlamentul să creeze alte primării. E excepțional, da, deci până la 1.500 de locuitori. Astăzi noi avem 469 de primării sub 1.500 de locuitori. Deci am avut 361, avem 469, cu 100 de primării. Deci 100 de primării care aveau populație mai mult de 1.500, acum a scăzut. Primării care erau, dar asta este unicul grup care a crescut. Mai departe, primării care erau de la 1500 până la 3000 de locuitori, au fost 350, au rămas 300. Primării care erau de la 3000, de la 3000 până la 10000, au fost 158, au rămas 106, cel mai rapid. Și primării mai mult de 10000, doar noi nu avem foarte multe primării mai mult de 10000, am avut 26, acum avem 23, nu mai are 10000 populație Rezina, Cimișlia și Congaz. Deci acestea trei localități au avut peste 10000, acum au mai puțin de 10000. Practic, în Moldova nu mai avem primării mai mult de 10000, au rămas doar 23 de primării. Dar după cum am spus, cel mai mare grup acum sunt primăriile care noi am spus că vom crea primării în caz excepțional. 469 de primării. Haideți să ne uităm în interiorul lor. În anul 2015 noi am avut 13 primării sub 500 de locuitori. Aici asta 500 de locuitori. În ograda mea unde locuiesc la Chișinău nu este o gradă foarte mare, suntem doar două blocuri. Avem și noi administratorul nostru, este o doamnă, noi în fiecare lună plătim câte în mediu 140 de lei de gospodării plătim pentru administrația blocului. Apropo, pe an s-adună mai mult decât taxe locale în jumătate din primăriile Moldovei și noi în ograda noastră cu două blocuri avem 500 de oameni. În 2015 erau 13 primării mai mici decât ograda noastră. Astăzi avem 34 de primării, deci a crescut în două cicluri electorale de practic de 3 ori. Primării până la 750 locuitori, care tot e o gradă jumătate de-a mea. Erau 63, acum sunt 97, aproape 100. De la 750 până la 1000, erau 85, acum sunt 120. Și doar primăriile de la 1000 până la 1500, practic, au rămas stabile. De fapt, ce s-a întâmplat acum, în ultimii 8 ani de zile, cel mai mult au crescut primăriile astea micuți. Practic, toate localitățile s-au depopulat și noi ne-am trezit cu sute de primării până în 500, până în 750, până într-o 1000 de locuitori. Deci 1000 de locuitori, încă o dată repet, asta e o gradă puțin mai mare aici în municipiul Chișinău. Haideți să ne uităm așa pe grupuri. Eu am luat 2015, deoarece biroul de statistică ne dă cele mai clare date din 2015 și 2023. Deci, trei cicluri electorale. În 2015 am ales primarii, în 2019 și în 2023. Uitați-vă, au crescut doar primăriile până la 1500 de oameni.
De la până la 500, a crescut la 13, la 34, până la 750, a crescut, până la 1000, a crescut, până la 1500, a crescut. Restul, toate primăriile în scădere, la 1500 până la 2000, au scăzut. De la 2000 până la 2500, au scăzut, au fost 105, am 84. De la 2500 până la 3000, au fost 86, acum 61. De la 3000 până la 3500, au fost 46, acum 23, fix de urmă puțin, ei s-au dispărut. De la 3500 până la 5000, au fost 63, acum 49. Și tot așa, deci toate primăriile, mai mult de 1500, ca număr au scăzut. Deci, practic, dispar primăriile cu populații mai mari de 1500. Încă o dată repet, 1500 este cifra magică, cât mai puțin decât aceasta, doar excepție. La noi, de fapt, de acum devine excepții primării mai mari de 1500 de oameni. Haideți să ne uităm ca procent. În 2015, primării până la, 15, până la 1000 de locuitori erau 18% din primării. Acum sunt 28%. Practic, fiecare a treia primăriei din Moldova este mai puțin de 1000 de locuitori. Primării până la 1500, care legea spune ca excepție, erau 40%, acum 52%, mai mult de jumătate din primării din Moldova, acum la capitolul excepțional. Și primării până la 3000 de locuitori, sau ceea ce am vorbit noi, amalgamarea, că să începem amalgama primării până la 3000 de locuitori, noi de fapt 85% din primării trebuie să amalgamate, că ele sunt cu o populație mai mică de 3000 de locuitori. Deci noi primării mai mari decât 3000 de locuitori avem doar 15%. Deci una din 6 primării corespunde criteriul acesta, că e mai mult de 3000 de locuitori. Haideți să ne uităm care sunt cele mai mari localități din Moldova. Primii 20, după cum țineți minte, avem doar 23 de localități, care populația este mai mult de 10.000 de locuitori. Deci primii 20, dacă vă uitați atent, apropo, în toate aceste localități, aproape în toate, acum am să vă dau exact în care, aproape în toate localitățile, populația a scăzut, cu excepția câtorva. Chișinău este primul loc, evident. Bălțul după aceasta merge, nu s-a schimbat Ungheniu și Cahulu, cu excepția și cu Cahul, da, este, au fost pe locul 3 și au rămas pe locul 3. A crescut, vedeți, cu verde, cei care urmăresc video vor vedea cu verde. Comrat a fost pe locul 7, acum e pe locul 5. Soroc a fost pe locul 5, acum e pe locul 6. Orchei a fost pe 6, acum e pe 7. Ceadăr Lung a fost pe locul 10, acum e pe locul 8. De fapt, noi observăm o creștere a pozițiilor, a primăriilor din Găgăuzea, Comrat, Ceadăr Lunga și Vulcăneștiu. Și a primăriilor din municipiul Chișinău, Durleștiu, să menține pe poziția nouă, Codru a crescut de pe locul 11 pe locul 10, în rest avem o scădere, practic majoritatea, dar topul a rămas cât de cât la fel, cu o singură excepție, Cricova era pe locul 25 și acum a intrat în top 20, iar Hânceștiu de pe locul 20 a trecut pe locul 21. De fapt, ceea ce observăm noi, în Găgăuzea avem aceste trei primării care, ca număr de populație, destul de bine se concentrează. Trebuie să vedem o analiză aparte ce asta se întâmplă. Și doi municipii, Chișinău și localitățile din jurul Chișinăului. În rest, cam am terminat-o cu populația. Din primele 20 de primării din Republica Moldova, în ultimii 8 ani de zile, avem câteva primării, Cricova, populația a crescut cu 3,2%, cea mai mare creștere din toată Republica, de la primăriile micuți, Comratul cu 3,1%, Codru cu 1,9%, Vulcăneștiu cu 1%, Ceadăr Lunga cu 0,8%, Chișinău cu 0,4%, Chișinău ca număr a crescut cel mai mult, că e mare, și Taraclia cu 0,2%. Restul, toate primăriile din top 20, cel mai mari 20 de primării, au înregistrat scădere, recordul absolut fiind deținut de Cahul cu 15,6% scăderea și urmat de Edineț cu 14,9% scăderea. La pol opus, care sunt cele mai mici primării din Republica Moldova? Primele 10 de la coadă. Ochiul Roșu din Anenie Noi are o populație de 280 locuitori, a avut 313. Deci 280 de oameni au primar, au consiliu, au tot. Nu am nimic contra lor, dar credeți-mă, nu are nimic cu bunăstarea cetățeanului. Salce din Taraclia cu 302, Carbalia, și le vedeți dumneavoastră, le veți urmări toate mai departe. Deci avem o singură primărie la care populația în această perioadă a crescut. Deci la Salce din Taraclia a fost 291, acum sunt 302. Restul la toate primăriile acestea, cel mai micuți, populația în continuu scadă. Da, au fost, uitați-vă, Lipceni, Rezina, au fost 488, acum sunt 383. Deci, practic, populația dispare, dar noi, mai departe, considerăm că e normal să ne primării. Chiar mi-a fost curios să văd câți oameni trebuie să votez, câți oameni trebuie să mie ca să fiu primar.
Am luat 10. Admit că există poate și în alte primării unde eu sunt și mai puține cazuri, vă rog să mi le dați. Avem primăria Carbalie, apropo, din 10 cele mai mici primării, votul a fost destul de consistent, oameni doar într-o singură primărie a fost două tururi, în rest oameni din primul tur și-au ales primarul cu un procent destul de ridicat, 77, 70, 60 ceva. Deci, în Carbalie din Găgăuzea, 117 oameni au ales primarul din primul tur. Deci, ținând cont că eu am verișori cu tot cu soții lor vreo 400, deci eu pot să fiu de 3 ori primar în 3 localități. Nu vreau să fac glume, dar vreau să ajung la aceea că trebuie ceva să facem, oameni buni. Cam mai în alte țări, până ca să meargă care este impactul, deci până ce am dat impactul, deci mesajul este, avem primari, oameni avem. Deci cam asta ar fi mesajul. Care mărimea medie a unei primării în lume? Eu am luat practic țările europene și am luat 3 excepții în afara Uniunii Europene. În Coreea, mărimea medie a unei primării, fiți atenți, mărimea medie a unei primării pe toată țara, 220.000 de locuitori. În Marea Britanie, pe primul loc în lume, deci 220.000 de locuitori, mărimea medie a unei primării. Deci eu nu știu dacă în Coreea există vreo primărie mai mică de vreo 100.000 de oameni. În Marea Britanie 155.800, în Japonia 74.000 de locuitori, mărimea medie a unei. În Europa, Danemarca e cu 56.2, Olanda, care plus minus o poți compara cu Moldova, e puțin mai mare ca Moldova, populația de, era cândva de 3 ori mai de vreo 5 ori mai mare ca Moldova, dar cât de cât o poți compara după teritoriul populației, 41.000, mărime milioane în primării, sunt săraci, deci nu își pot permite luxul să aibă multe primării. În Grecia, 34.9, media OECD, țările dezvoltate, 9.1.000, în România 6.2000, deci 6.200 mărime medie a unei primării. În Uniunea Europeană e 5.67, în Moldova e 2.800. Deci aici am luat toate, și cele din sate și oraș. Deci în Moldova mărimea medie a unei primării este cam cea mai mică din Europa, excepție să mai sunt 3 țări. Deci există Slovacia, Franța și Cehia. Deci acestea au un sistem al lor aparte, nu zic că e cel mai bine. Deci în Europa sunt 3 țări care le-aș putea marca. Cehia, Franța, Slovacia și Moldova, care consider că este bine să ai primărie cu 200 de oameni. Bă, din ce cauză? Nu știu. Care este impactul? Încă o dată repet, nu am nimic contra primăriilor, dar noi trebuie să vedem care este impactul. Și aici vă prezint niște date care le-am mai prezentat, dar mi s-a părut util să dau acum. Iris Viitorul a creat o coaliție din mai multe organizații care am încercat să promovăm ideea de centralizare și creșterea puterii autorităților locale. Ei bine, ca să crești putere, tu să-l faci puternic. Și atunci, prima idee era, am vrut să vedem câți oameni sunt angajați pe cap de locuitori. Când o primărie micuț, într-adevăr, nu sunt mulți oameni angajați. 3-4 oameni. Dar și primă satul e micuț. Și atunci am vrut să vedem, la 1000 de oameni, câți angajați revin. Într-o primărie micuț, evident că nu are 1000 de oameni, l-are, m-ați înțeles, avem primării cu 300 de oameni, cu 400 de oameni, și el are, într-adevăr, are 3 angajați, dar se primește că la 1000 de oameni, el are 13 întreg și 3 angajați în primăriile micuți. În primăriile de mărimii medie am 4.4, în primăriile mari 2.1 și media națională 3.8. Deci, practic, povara administrativă sau numărul de angajați într-o primărie micuță este de 7 ori, 6, haideți să luăm, 6 ori mai mare decât într-o primărie mare. Deci tu, având o primărie micuță, de fapt tot ce faci tu, ai oameni care sunt angajați și de fapt bugetul tău merge pentru acești oameni. Încă o dată, repet, noi vorbim de servicii, vorbim de calitatea oamenilor, dar la noi pur și simplu, având aceste primării care populația reducându-se cu un milion de oameni și păstrând același număr de primării, noi am crescut povara administrativă și în prezent, în majoritatea primăriilor care sunt micuți, noi avem la 1000 de oameni, locuitori a unui sat, avem, dacă într-o primărie mare avem 2 funcționari publici angajați, într-o primărie micuță 13. Deci, vă dați seama că, practic, costurile și povara administrativă crește enorm. Și noi, fiindcă primăriile sunt micuți, haideți, m-am uitat, am împărțit primăriile, iarăși este în baza unui, am selectat primării pe tot teritoriul țării, este selecție aleatorie, și am împărțit primăriile în 5 categorii. Cele mai săraci primării,
20%, următoarele 20% mai bogate, următoarele 20% medii, 20% bogate și cel mai bogate 20%. Cele mai săraci primării, primii 20% din primării, au undeva 16 lei pe cap de locuitor, taxe locale anuale. Primăriile următoare au 22 de lei. Celelalte au 30 de lei. Ce înseamnă? 60% din primării din Republica Moldova au de la 16 până la 30 de lei pe cap de locuitor. Următoarele 20% din primării care sunt mai bogate, au 95, vedeți, deodată brusc crește și doar 20% din primăriile Republicii Moldova, că noi când am zis că facem primării ca în excepție, am spus că dacă primăria este bogată, are resurse, oameni buni. Noi avem doar 20% din primării care au acumulări, fiți atenți, de 30 de ori mai mult decât primii 20% din primării. De 30 de ori pe cap de locuitor. Deci, haideți cazul, dăm tot cu umorul negru. Deci, unul nu e mărs, nu e ajuns să născut în Moldova, dar încă s-a născut și în statul ăsta unde nu sunt bani. Deci, decalajul, diferența. Și aici am vorbit doar taxe locale, este de 30 de ori. Despre ce vorbim noi? Deci, încă o dată, repet, noi avem 20% din primării care au o putere financiară, cât de cât bun, 640 de lei pe an pe cap de locuitor. Mai avem după aceasta care brusc scad de 6 ori, dar oricum e 95 de lei, și după aceasta avem o prăbușire. 60% din primării, practic, nu colectează nimic bani comparativ cu primile. Da? De 30 de ori mai puțin, părerea mea că asta e nimic. Noi, Iris Viitor, împreună cu CBS AXA, am făcut un sondaj unde am încercat să vedem la aleșii locali care sunt 5 argumente. Ce ai de făcut? Ce ai de făcut? Există două soluții. Deci, evident, când noi rămânem fără oameni, nu poți merge veșnic acest lucru. Toți banii merg acum pentru ca să nu trebuie să-i aparat primării. Trebuie ceva de făcut. Și atunci, ideea era, sunt două soluții. Prima soluție este care o propune guvernul parlamentului, dar ele, apropo, nu sunt în antagonism. Ele îți pot ajuta reciproc, este amalgamare. Ceea ce vrea acum guvernul să facă, să încurajeze primăriile să unească binevol. Mai mult că atât le promite. Uitați-vă, dacă vă uniți binevol, vă mai dăm și bani pentru drumuri, pentru apă, pentru canalizare. Suntem gata, anul trecut trebuiau 25 de milioane. Nu s-a amalgamat nimic. Sper că anul acesta se vor... Ce înseamnă amalgamare? Unirea voluntară, ca oamenii să unească. A doua soluție am propus-o coaliția care a creat-o noi, municipalizare. Ce înseamnă lucrul acesta? Raioanele să fie transformate în municipiu. Cum este municipiul Chișinău, care înglobează în sine 6 orașe și mai multe sate? Avem un primar general ales de toate localitățile, avem un consiliu municipal și avem primar în fiecare sat. Exact așa, ei e un raion. Iau raionul meu de Baște, în Strășeniu, unde ai un municipiu Strășeni, care înglobează în sine orașul Strășeni și toate satele din actualul raion și este un primar general de municipiu ales de toți locuitorii actualului raion, ai un consiliu municipal. Primar de oraș de Strășeni nu mai ai și consiliul de oraș nu mai ai, că e primarul de municipiu, este și primarul orașului totodată. Și ai primari în sate care se ocupă cu de administrarea treburilor curente ale satului și ai un primar general de municipiu care are un buget de 500 de milioane de lei, ai un consiliu municipal cu un buget de 500 de milioane de lei și evident că el poate lua decizii. Ce drumuri să fie construite în municipiu, nu actual raion. El are buget real, el se ocupă cu lucruri reale. Și poți face și amalgamare în paralel și municipalizarea. Care sunt 5 lucruri care le-ar ajuta la amalgamare? Se vor mări bugetele locale. Da, într-adevăr, va crește bugetele locale. Se va dezvolta mai bine infrastructura. Așa și este. Se vor realiza mai multe proiecte de investiții. Se va reduce aparatul administrativ din primării, lucru care este. Nu se va reduce, aici trebuie să fim foarte atent. În loc de 3 primării care au câte 4 oameni și acum ai 12 oameni, vei avea o singură primărie unde vor lucra 8 oameni. Și el se reduce, dar în realitate un primar deja cu 8 angajați, tu poți să ai și inginer cadastral, poți să ai și multe lucruri. Acum nimeni nu vrea să lucreze pe 0,25 din salarii, 0,5 salarii. Dacă vei uni, vei avea un... Acum, în loc să ai un contabil într-o primărie cu 0,5 salarii și un alt primărie cu 0,5, într-o primărie unită vei avea un contabil cu un salariu de plin și evident că vei găsi ușor om la lucru. Dacă eliberezi niște oameni, poți plăti un salariu mai mare. Spre exemplu, îți poate fi că atunci când poți să privezi în legislație, că atunci când are loc amalgamarea, 30% din banii economisiți poți să dai spre remunerarea muncii, restul dai la investiții. În felul acesta poți mări volumul investițiilor locale, le poți tripla practic. Lucrul acesta trebuie să ne gândim acum ce avem de făcut. Încă o dată, repet, oameni buni,
Cu un milion de oameni suntem mai puțini. Dacă înainte primăria am avut 3500 de oameni, am 1700, mai stăm 2 ani de zile și ajungem la 1500. Avem mai multe jumătate de primării care sunt după limita de excepție, 1500 de locuitori. Care sunt cele mai mari probleme? Va crește distanța cât primării și servicii? Da, cât primării va crește, dar cât servicii nu. Serviciul vine apa la tine, nu te duci la primărie să iei apa. Apa și canalizarea vine la tine în sat. Deci trebuie să le explici la oameni buni. Școala este la tine, grădinița este acolo unde va fi, apa vine la tine în ogradă, nu te duci tu la primar să-i spui dă-ne o caldare de apă, să vine acasă. Deci serviciul de salubrizare nu le avem în țară din cauza că o primărie micuță nu poate fi, trebuie să unești vreo 3, 4, 5 primării ca să faci servicii. Mai mult de lucru și nu vor face față, nu mă vor mai avea mai mult de lucru, să dea Domnul să lucreze ce au de făcut, se va da propriu. Din primele 5, 2 într-adevăr sunt probleme. Se va da prioritate doar satul unde este primăria, dar este o problemă, că la noi întotdeauna fiecare trage o leacă așa, și distribuția resurselor financiare tot poate să nu fie chiar onest, satul mai mare poate să iei. Noi am avut așa experiență. Dar problema aceasta se rezolvă. Vă dau un exemplu simplu. Spre exemplu, se decide când Consiliul Local este format din delegat din fiecare sat, cu excepția satului de reședință, din componența comunii, plus consilieri aleși pe listă de partid. Simplu spus, dacă ai o primărie din 3 sate, unde sunt 15 consilieri, din 2 sate se alege câte un delegat, care este tot consilier, dar se alege satul al alege, și restul pe listă de partid, care pot fi tot din satul acesta. Și în cazul dat, tu vei avea în consiliu câte un reprezentant ales în mod expres de către sat, cum ar fi pe circunscripție nominală. Problema se rezolvă. Dar cu certitudine ceva trebuie făcut. Municipalizarea, amalgamarea, sunt primele două instrumente pe care noi, ca popor inteligent, trebuie să le implementăm ca Republica Moldova să avem o administrare eficientă. Să avem o administrare care are un primar, ai un primar care are și oameni în sat, are și buget, are și capacitatea de a gestiona treburile. Acolo, dacă când veți putea da în urmă, veți vedea, am arătat ce se întâmplă după amalgamare, cum crește taxele locale. Nu din cauza că crește povara fiscală, dar ce avem noi. Noi am luat cazuri concrete. Am luat 3-4 primării din centrul Moldovei, 3-4 primării de la nord, 3-4 de la sud. Ne-am uitat câte taxe locale acumulează și am observat că unele primării sunt abile în acumularea taxelor, unii nu. Și atunci tu ai un fel de schimb de experiență și ai o omologare sau ai un transfer de cunoștință de la o primărie la alta și în felul acesta crește și puterea taxelor locale. Cifrele care le-am făcut au fost făcute pe simulări reale din Republica Moldova. În concluzie, am ales primarii, trebuie să avem oameni. Dar dacă nu avem oameni, trebuie să ne adaptăm număr de primării la numărul localităților care avem. Fără acest lucru, fie prin amalgamare, fie prin municipalizare, fără acest lucru, noi pur și simplu devenim niște risipitori irresponsabili de resursele financiare, care în loc să meargă pentru apă, canalizare, evacuarea gunoiului din sat, noi le cheltuim pentru aparatul administrativ care deja nu poate face lucrul și încă o dată vreau să țineți minte cifra în satele mici. Numărul de angajați la 1000 de locuitori este de 6 ori mai mare decât în satele mari și asta nu înseamnă că sunt oamenii primiți de 6 ori mai multe servicii. Pur și simplu n-ai oameni acolo și ai 1, 2, 3, 4 angajați în primărie care nu pot face față lucrurilor, iar în condiția dacă ar fi vreo 10 la 3000 de oameni, lucrurile ar fi cu mult mai logic pus la punct. Sper foarte mult că această analiză economică va fi utilă nu doar celor care ne ascultă, dar și autorităților statului, iar Parlamentul și Guvernul, care depun eforturi pentru a soluționa această problemă de fărâmițare a Republicii Moldova, când mai mult de jumătate din primării au sub 1500 locuitori, în 2-3 ani de zile să fie rezolvată într-un mod inteligent, cu implicarea cetățenilor, cu implicarea aleșilor locali, într-o manieră europeană, așa cum este bine niște oameni inteligenți, cum suntem noi. Vă mulțumesc și până data viitoare!